finală pe final de sezon. Iată prima posesie, este de Veluța. Iată pe Vlade Ghișpacă. Am ratat prea multe situații de 1-1 pe final de meci și cu o echipă ca și CSM București nu pot să-ți permiți așa ceva. S-a simțit faptul că aveți o bancă mai scurtă, a jucat cu aproape aceleași jucătoare timp de 60 de minute. Da, este adevărat, dar tot cu aceste jucătoare am și ajuns să conducem CSM București și tot cu aceste jucătoare ne-am și apărat, așa că nu este o scuză. A fost cel mai bun meci al sezonului pentru că fetele au jucat aproape de potențial maxim din ce s-a văzut din tribune. Cred că am jucat mai multe meciuri la nivel înalt și țin să le felicit pe fete, sunt mândru de ele și nu pot decât să cred că vom juca la fel până la final. Un adversar greu astăzi, un adversar greu și mâine, Vâlcea. Toate adversarii sunt grele, ați văzut ce rezultate sunt în Liga Națională și mă bucur că avem o ligă atât de puternică. Eu zic că orice este posibil până la finalul campionatului. Felicit echipa adversă, atât și colegele mele, că am reușit să ne luptăm până în ultimele secunde. S-a simțit lipsa energiei și a schimburilor de care noi suntem deficitare. Însă sper ca turneul următor să luăm maximul de puncte și să ne îndeplinim obiectivul. Vă luptați în continuare pentru un loc de cupă europeană, sunteți într-o poziție bună. Ce așteptați în continuare de la următoarele meciuri? Cu siguranță noi ne vom lupta până în ultimul fluier, ca să putem lua cele 6 puncte de care avem nevoie să ne consolidăm poziția a 5-a și sper să reușim să mergem anul viitor să jucăm în cupele europene. A fost CSM-ul azi, mâine în Vâlcea, la fel de greu. Asta este competiția, trebuie să tratezi adversarul cu respect, să te bați cu el până se termină meciul. O victorie cu adevărat muncită, un meci în care a trebuit să ne întrebuințăm maxim. Sunt și astfel de meciuri. Nu cred că există tot timpul numai zile bune în care câștigăm foarte ușor și clar. Există în sport și zile de genul ăsta, dar e foarte important că și într-o zi slabă am găsit toate resursele și mental și fizic, astfel încât să câștigăm punctele. Se simte că e greu fără Cristina.
Se simte că e un campionat foarte lung, cu multe meciuri în care trebuie să ne conectăm și fiecare jucător are rolul ei. Mâine Cluj, echipa care va lua singurele puncte în acest sezon, deja retrogradată, dar și azi a făcut o surpriză. Cred că am spus înainte să începem meciurile din luna asta mai, că o să fie ca un carusel în care trebuie să gestionezi foarte bine fiecare meci, pentru că conectarea mentală la fiecare partidă e din ce în ce mai greu de făcut pe măsură ce înaintăm. Dar cred că meciul de astăzi și sper ca meciul de astăzi să ne ajute un pic pentru mâine, ca să terminăm și acest turneu cu bine și sănătoase și victorioase. E presiunea mare, așteptați de 3 ani acest titlu. Ați muncit serios în acest sezon, sunteți fără înfrângere. Simți că și fetele au o presiune mare pe finalul de sezon? Eu cred că la CSM București să ai presiune e cumva un lucru constant, e normal. Și cred că orice echipă mare din orice sport, având această tot timpul etalon de câștigător, o ai. Sunt într-adevăr 3 ani fără să-l punem pe ultimul, pentru că ultimul n-a avut campioană. Și sunt într-adevăr, e pauză de un sezon când n-am mai câștigat campionatul și ne dorim foarte mult să o facem sezonul ăsta. Îi spuneam și lui Carmen Martin, a jucat azi cu excepția postului de portar pe toate posturile. Da, într-adevăr, inclusiv extremă stângă. Cum a spus mai devreme, a fost nevoie să ne întrebuințăm cu totul ca să câștigăm meciul și e foarte important când ai jucătoare care înțeleg ce trebuie să facă, inclusiv pe alte posturi decât cele pe care sunt specializate. You need 3 points more to win the title. Yeah, we do. We need 3 more and let's hope that tomorrow we can get them. It was a hard game without Cristina. Yeah, it's always very difficult to play with our best player. She is a very big part of our game, and of course today, as many other days, we have missed her. You play today playmaker, left wing to right wing, right wing, all the posts today. Yeah, this is how it is. What is needed, then we do, and no matter exactly where you are in the court, you just try to support and to give everything you can, no, to the team.